O dată. Și acum vreau să mergem pe canapea. Și Zina, bona voastră. Așa, vreau să vă prezint. Bună, Zina, bine ai venit. Ramona s-a transformat în Zina astăzi, pentru că voi știți foarte bine că noi suntem aproape de luna 6, hai să-i spunem 5 și puțin, 5 și jumătate. Și atunci Ramona este destul de complicat să vină și să alerge după ei. Alexandra, după cum vezi, s-a lipit de Zina. El este foarte sociabil pentru că voi știți povestea lui. Din nefericire, sau dacă spui din fericire că este sociabil, dar din nefericire că a devenit atât de sociabil pentru că a cunoscut foarte multe persoane acolo încă unde a stat primele el. Zile de viață. Exact, vreo 8-9 luni de zile. Dar o să vă povestesc mai multe astăzi. Abia și o să vă povestesc vă luați loc. Vă cum este cu ei după 3 ani de zile de când s-au născut. Mie îmi place foarte tare, Adrian, și recunosc că mă emoționează foarte tare să te văd în ipostaza asta de tătic. Cred că este cea mai fragilă, mai vulnerabilă ipostaza oricărui om în viață. Poate să fie el. Tati, cel mai tare avocat, cel mai bun profesor, cel mai tare președinte de țară, cel mai mare conducător de lumi. A, în momentul în care este părinte, se întâmplă altceva și mă bucur că putem să vedem astăzi copiii și să te vedem pe tine. Noi avem copii și știm cum este. Știm că sunt copii la început mai timizi, știm că sunt năstrușnici. Îi lăsăm să se simtă bine și să facă ce vor. Tocmai. Știi ce vrea? Nu. Tati, vreau ou cu capa. A, ou din ăla de copt. Cu capa, exact. Cred că l-avem în coș. Da, da, exact. Te rog să-l dai, lasă-l să se simtă bine. Acum, și dacă nu, puțin mai târziu, mai lasă-i puțin să mai stea. Dar vedeți că noi mai avem, Luca... Mai avem niște ouă pe aici, uite, avem vânătoare de ouă. Dacă vrei, uite, găsește-le tu. Le-ai văzut? Vrei să te duci să cauți ouăle în platou? Sunt Alexandra, aici? Du-te și tu, că avem niște ouă de ciocolată în platou. Ia, uite acolo. Uite ouă acolo, în dreapta, în colț acolo, du-te și ia-l. Hai să vedem cine găsește mai multe. Ia, cine găsește primul? Haide, repede. Tata, cum îmi spui tu mie de fiecare dată când eu stau în fața laptopului și oamenii de aici din platou mă întreabă niște lucruri? Tata, ești la televizor? Ei bine, uite, Alexandra, tu ești la televizor acum. Vezi? Ăsta este televizorul. Ce este acolo, ce nu văd cei de acasă, este televizorul și tu ești în cutiuța aia pătrată, dreptunghiulară, mai mică, mai mare, care se numește televizor. Ești fericită? Vrei ou? Uite acolo. Păi, Alexandra, acolo. Uite câte sunt. Vrei să mă duc eu să ți-l iau? Ia-o de mânuță. Tu ești o prințesă, dar hai cu tata. Hai să mergem să luăm ouă de acolo. Avem mai multe ouă ascunse prin platou. Să știi că... Simte-te bine. Stai liniștit, că noi vorbim cu Zina. Perfect. Bine ai venit, Zina. Ce faci? Bună. Hai să vedem aici. Zina, tu ești bună acestor copii și știu că i-ai ajutat foarte tare pe ei, pe Ramona și pe Adrian. În momente cheie din viața lor, de câți ani lucrezi în acest an? De 2 ani. Avea un an. Avea un an. Cum ți s-au părut copiii ăștia formidabili? Foarte puțin. Ascultați-mă. Ideal copii, copii buni, copii frumoși. E greu cu doi copii, că sunt și gemeni. Și sunt și diferiți. Da, e foarte greu cu gemeni. Foarte greu, da. Ne descurcăm. Vă descurcați? Da, mergem înainte. Care dintre ei este mai, nu știu să spun, mai sensibil? Alexandra. Alexandra? Da. Și mai sociabil este Luca? Da, tot timpul el e mai... Incredibil. Ea e rușinoasă, e prințesă. Da, e prințesă, e fetiță. Așa trebuie să fie prințesele, mai rușinoase. Sunt foarte deștepte. Mai sfioase, mai timide, mai... Da. Care dintre ei face mai multe năstrușnicii? Luca. Păi da, nu e el băiat? Păi da, cine vrei să fac? Știi cât îi mai trebuie? 2 minute și o să vezi cum merge o adevărată șefă acasă. Liniștit, n-avem nicio problemă. Foarte hotărâtă, cu pieptul înainte și îți mai face și cu degetul așa și îți spune... Și spune care, cum, unde exact, să stea. Da. Deci abia așteptăm. Ideea este următoarea. Sunt gemeni și nu sunt identici. Sunt atât de diferiți, cel puțin fizic... Și mi se pare absolut impresionant faptul că Dumnezeu i-a adus împreună în aceeași zi, dincolo de greutățile extrem de dureroase prin care au trecut părinții, uite, vedem astăzi minunea lui Dumnezeu. Un băiat brunet, brunet cu ochii măslinii și o fată blondă creață cu ochii albaștri. Ia de aici! Ia, explic-o pe asta. E, cum o explicăm? Cum o explicăm? Păi haide să vă explic eu lucrurile astea. Între timp o să-i las să facă ce vor ei. Ne facem că nu-i vedem. Alexandra, poți să te uiți și în acea plasă. Uite, și avem și o sacoșică. Dă-le tu jos ca să umble ei în ele. Nu știi ce mi se pare interesant? Păi după ce îl termin pe ăsta, m-am dus acolo în colț să le dau ouăle cu capa. Și Luca era deja cumva înspre mine.
bine. Da. Luca se uită la el la televizor. Ar fi foarte tare dacă am putea să-l filmăm din extra, dar nu prea putem, adică așa, din afară. Și el se uită la o plasmă care e el. Luca luase deja două ouă, da, și după aia s-a gândit mai bine și zice, nu, stai că mai iau unul și pentru Zina. Aha. Deci, crede-mă că el este foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui. În schimb, ea este foarte, foarte egocentristă. Parcă n-ar fi avut sunt un frate, știi? Suntem fete. Așa. E diferență între ei, clar, ele băiat, gentleman, da? Da, uite, așa, așa, la Zina. E fabulos pentru că ei au mai avut experiențe în platouri de televiziune. Eu i-am spus și Ramonei, ei ar putea să facă ceva fabulos în zona asta. După cum vezi, fabulos, pe toată fața are ciocolată. Și o să pună și pe haine, probabil. Cât de curând, sigur, dar peste lucrurile astea, cât de fabulos sau nu să fie ei la televizor, vreau să vă spun că noi am rămas oricum cu niște lucruri încărcați din spate, pentru că și sarcina actuală acum... Un șervețel și... repede, șervețel, repede! Luca, un pic să-l întoarcem, e păcat. Trebuie să-l întoarcem un pic. Dar ce-am pățit aici? Ce avem aici la guriță? Dar pe mânuță iar arată un pic. Ce ai? Da. Nu, n-ai nimic. Ăsta n-are nimic. E curat. Și ăsta ce are? Ce e la gura ta? Nu pune mâna pe nimicuța, nici pe canapel, nici pe sacoul lui tati, până nu. Nu, vezi, ea a mâncat foarte educat. Adică n-are... Nu atingem nimic. A fost atât de... Nu, nici pe mine, că sunt în alb. Nu, nu pe sacoul lui tati, că e jale. Ia, ia, fii atent. Ia de aici, Luca, ia de aici. El este într-adevăr un mic porc. E băiețe. În schimb, să știi că ea este practic total invers față de el. Incredibil. Iar ea stă în spatele meu ca să nu vezi. Tata, te rog frumos. Te rog frumos că dacă stricăm canapeaua de la acest direct, nu mai vine nimeni să așeze pe ea. Te rog frumos, da? Așa e, da. Lăsăm astea aici să fie, da? Pot să iau. Alex, ia vină puțin. Uite că ai primit un cadou aici. Cadouțele. Hai că ți-e plac cadourile. Dulce și bineînțeles. Alex, ia întoarce-te puțin să vezi ce ți-a adus Adrian acolo. Îți place să pictezi? Alexandra, îți place să pictezi? Da, uite, pictăm. Cred că poți să pictezi și cu sclipici dacă vrei. Hai să lăsăm, lasă, că noi n-are. Ia să se simtă în larg cu ei. Și te uite la carte. Bun, cum e viața voastră, Adrian? Cum e viața voastră în casă? Cum e viața noastră? Da. Păi, dacă tu vezi cum e viața noastră aici, o să-ți dai seama cum e viața noastră în casă. Noi așteptăm cu bucurie, evident, și cu multă încredere. Ia-i un picare o hârtiuță pe limbă, ia-i-o tu. Ia, haide, scoate. Așa. Da, câte n-am înghițit și noi când eram mici. Este o activitate perpetuă, o activitate care nu se termină niciodată. În mare parte voi știți despre ce e vorba. Voi acum, de fapt, retrăiți ce trăiesc. Știi că mie mi-e dor de copii mici. Mi-e dor foarte tare de copii mici. Mi-aș mai dori unul. Mirela, eu îți propun, dacă ți este dor de copii mici, să vii vreo săptămână pe la noi și crede-mă că o să vrei copii mari. Nu. Da. Are farme cu ei. Absolut. Și viața asta. Indiscutabil. Și vreau să te întreb absolut, apropo de asta, mi se pare absolut fabuloasă vestea pe care ați dat-o de curând, și anume că mai așteptați un copil. Când vei dori tu să-l spui, dacă vei dori să spui acum sau altă dată, treaba ta, ce anume este, e alegerea voastră, dar știm că veți mai aștepta un copil care va veni prin, nu știu, septembrie. Cam așa, final de august, început de septembrie. Și mi se pare absolut fabulos ca după toate cumpenele pe care le-ați avut, voi nu numai că nu v-ați pierdut speranța, ci mulțumiți lui Dumnezeu și mergeți mai departe să vă bucurați de tot ceea ce el vă dă. Adică încă un copil. Sunteți pregătiți? Eu întotdeauna sunt pregătit, m-am născut pregătit. Nu te naști pregătit, în schimb, pentru ceea ce ai senzația că ți este un dat. Adică noi considerăm, și cred că toată lumea consideră, în momentul în care își întemeiază o familie, sau nu neapărat o familie, poți să ai și relație de concubinaș, că nu e nimic în neregulă, că sarcina în sine și copilul, după ce rămâne soția însărcinată, e o chestiune normală, simplă, nu-ți creează vreo emoție negativă, la modul să te gândești că, Doamne, dacă se întâmplă ceva. E, uite, așa am fost eu în prima sarcină a Ramonei, cu maimuțele astea două.
Și până la un moment dat, lucrurile și așa ar trebui să fie pentru toată lumea. O sarcină frumoasă, liniștită, să poți să... Vă aduceți aminte că ea în prima sarcină mergea liniștită la muncă. Era prezentatoare, prezenta meteo la vremea respectivă. Da. Până la... Luca, vrei să colorezi? Păi tata, dacă colorăm, s-ar putea să ciocolata aia să fie mică glumă. Acum am mâncat ciocolata, cred că exact. Pe hârtie o să fie frumos. Și în luna a șasea, atunci ne aducem aminte că a apărut ceva. Ceva ăsta însemnând o problemă la, mă rog, dezvoltarea lui Luca. Și de acolo s-au prăbușit niște vise pe care tu ți le făcusei cu privire la, mă rog, sarcină. Da? Mai vrei ou? Doamne, cu cine seamănă asta mică? Stai că ajungem și la cu cine seamănă. Incredibil. Ajungem și la treaba asta. Și acum o să vă dezvălui eu în premieră că de fapt nu e al meu, știi? Și bine ai venit la acces direct. Exact, și începem nebunia. Dar lucrurile s-au schimbat atunci, într-adevăr, și ei s-au născut la 30 de săptămâni, o sarcină extrem de prematură, având în vedere cam 40 nașterea normală, adică 7 luni, nu sunt nici primii, nici ultimii. Da. Cert este că în momentul în care ajungi în poziția respectivă și uite, îl vezi, el este, mă rog, o să spun o chestiune care pe mine mă emoționează întotdeauna, gândindu-mă la cum au fost lucrurile, el este de fapt copacul care s-a transformat în om. Da. Pentru că planul, dacă vrei, tragic, era el să fie un copăcel. Pentru că, la un moment dat, s-a pus problema și nu știu dacă ai spus-o asta vreodată cu subiect și predicat, dar noi o știm pentru că ne întâlneam aici zilnic. Da. S-a pus problema ca doctorii să vă pună să aleagă, Să alegeți. Să alegem, și, efectiv, adică să renunțați la băiețel încă din viața intrauterină și să rămână doar fetița. Nu ați vrut asta. Ați spus, noi nu putem face asta, suntem părinți, îi iubim pe amândoi, chiar dacă n-au ieșit încă la viață, sunt acolo în viața intrauterină, noi nu putem alege. Ei sunt ai noștri amândoi. Și Dumnezeu, mi se pare absolut fabulos și cu adevărat este emoționant, din toată iubirea și credința asta voastră, din tot ce s-a întâmplat, v-a arătat că ați făcut foarte bine că n-ați ales. N-ați ales decât amândoi. Nu se putea altfel. Așa era și planul. Nu a ieșit chiar la început atunci cum ne-am fi dorit, pentru că planul ar fi fost în felul următor. Uite, îți dau ăsta de o să te murdărești. Am fi vrut să plecăm, practic, să plece toți trei acasă. Căutam și eu un șervețel. Uite acolo, lângă. Da? Avem noi. Stai. Nu, lasă că-mi dă Zina. Îți mulțumesc. Ia, cred că ți-l dau eu lângă tine ca să stănuie așa liniștit. O să mai fie nevoie, sunt sigur. N-au plecat toți trei. Vă ce-ți aminte că noi am născut în pandemie. Eu nu am asistat la naștere. Pentru mine a fost, m-am întors de la un termen de la Bacău și m-a sunat NASC. Deci a fost ceva de la un minut la altul. Și după aia două luni de zile n-am mai văzut-o. Adică... Da, n-ai avut voie n-aveai voie. Pe cameră, adică lucruri de genul ăsta. A fost foarte grea, a fost foarte grele primele, câte luni? 8 luni din viața lui Luca? Sigur. 8 luni în care Ramona a stat în spital. Ei s-au născut în aprilie. Da. Și, practic, externarea a avut loc undeva prin iunie. Prin iunie. Iar ulterior, Luca, care face UAC prin spatele meu pe aici și se crede broască sau ceva de genul ăsta, el a venit acasă pe 30 decembrie. 30 decembrie a fost... Ia vino tu puțin încoace. Acolo. Da. Vino tu puțin încoace. Hai că o să merg eu. Și ulterior, să știi că n-a fost așa doar a venit acasă și gata, s-au terminat lucrurile, totul perfect. Nu putea să fie nimic perfect după atâta perioadă de timp scursă în spital. Au fost încercări majore, luni de zile, niște chestiuni medicale profunde, dar îți spun un lucru, s-au întâmplat niște evenimente supranaturale pe care nu le înțelegem decât dacă avem chiar și un pic de credință în Dumnezeu, poate că atunci le putem înțelege, care au dus la o dezvoltare excepțională a lui Luca, inclusiv din punct de vedere al vorbirii. Cei au 3 ani vorbesc
foarte bine. Uh-huh. Sigur, acum nu se auziți foarte mult vorbind, pentru că sunt într-o ipostază nouă, da, și e normal absolut, să fie așa. Copiii absolut, sunt reticenți când e ceva nou, până absolut, se obișnuiesc. Da. Mai durează puțin uh-huh, și ori să alege pe aici, dar pentru noi a fost foarte complicat, inclusiv niște chestiuni de natură medicală pe care le-am urmat acasă. Da. Dar... Auzi, cum a fost viața pentru voi ca părinți? De unde v-ați mai luat resursele să puteți merge mai departe și să vă îmbărbătați unul pe celălalt? Eu nu știu să de nu unde... cedați psihic. Eu nu știu de unde și l-a luat Ramona, pentru că ea era angrenată doar în activitatea asta. Uh-huh. Era în creștere copil, uh-huh, drumurile, spital, înapoi acasă. Da, da, da. Hai că am mai șters noi odată un restaurant, podeaua unui restaurant, nicio problemă. Acum ștergem podeaua platoului de la CES Direct. Dar, pentru tine da, fiind și angrenat cu exact, serviciul, exact, zicea poate timpul da, diferit, absolut. Ramona simțea cu și totul. Este foarte important și este un sfat pentru cei de acasă, că nu am fi fost noi chiar singurii care am avut ceva de împărțit da, cu viața. Da. Ia vino, stai că vreau să spun ceva aici. Uite, hai să-i povestim lui Mirela și lui Adi. Apropo, de unde e numele? Cum te cheamă pe tine? Hai zi. Spital. Cum te cheamă? Nu, la spital, zi. Cum te cheamă? Nu, cum te cheamă? Zi. Lucu. Lucu? Așa, așa, apropo de Lucu. Așa se supranumește Lucu. Da. De unde numele de Luca? Fiindcă n-a fost întâmplător. N-a fost întâmplător. Luca, te poți gândi la mulți de Luca, dar este realmente de la Sfântul Luca al Crimeei, uh-huh, pentru că noi l-am cunoscut atunci ca personaj care a fost în viață pe acest pământ, adică el a fost contemporan mm-hmm, cumva cu părinții noștri. Fii atent, cum vorbim când mergem la grăință, nu ne îndepărtăm de mașină, da? Și am găsit un sfânt și pentru cei de acasă, foarte prezent, el fiind doctor în viața de zi cu zi când a mm-hmm, trăit pe acest pământ, și ajungând episcop, prigonit, ne aducem aminte de regimurile comuniste și așa mai departe, dar în cele din urmă, de acolo se trage numele și noi l-am pus încă din timp. Uite, sunt imagini de la botez, exact, ce tare. Uite, Luca, ești tu acolo mic, tu cu Alexandra, vezi? Da, da, da. Vezi, voi mici, mici. Vezi? La, cred că aici era botezul Alexandrei, uh-huh, da. Doamne, ce mică era. Și de acolo vine numele. Am înțeles. El este prezent în viața noastră până... Bate palma cu mine. Haide, haide, întoarce-te. Nu bate palma cu mine? Nu, bine, gata, nu mai. Te las în pace. Așa. Nu, asta de acolo e numele, da? Că mai Luca. Caută niște de unde e numele Alexandra? Alexandra... Nu acolo, Luca, hai aici, hai aici. Alexandra are o răurire care a plecat de la mama mea, pe care o chema Sanda. Aha. Și ea a plecat cam de vreme de pe aici. A mai luat încă un nou, da. A plecat din nefericire pe la 61 de ani din viața asta. Și ia, nu, du-te tu și ea, ia un nou. Na, asta că l-a zis... Foarte bine, lasă-l. A zis-o el, n-am mai zis-o eu. Se poate, auzi, da, ia du-te și dă-i lui sorta un nou, că așa e frumos, da? Hai, te rog frumos. El își picea în dată. Dă-i lui Mirela, dar trebuie să împarți. Și atunci Sanda cumva a continuat cu numele prin Alexandra. Și ea mai are un nume. Care? Și el mai are un nume. Care? Păi mai este Sara. Mulțumesc. Pe care l-a... Sara, pe care l-a... Asta nu, dar mie... Bagă-l tu în burtică. Nu, că mai place rost. Vrei să-mi-l dai mie? Mulțumesc! Vai, ce vreau! Mulțumesc! Uite, mai este unul acolo. Îi dai și lui tati unul? Nu, că tati este la dietă și încă la... Da, bine! Auzi, tati, pe bune! Uite, Luca, uite acolo, Luca, uite acolo, uite acolo, uite acolo, jos, două. Le-ai văzut? Alea, pentru tati, alea. Du-te și ia ouăle de acolo. Dar fii atent. Și mai este și Vlad. Și mai este el Vlad. Dar spune-mi, te rog, cu cine seamănă? Ok, el seamănă cu voi, da? Și cu tine și cu Ramon, amândoi brunețe, cu căpă. Dom'le, de unde e Alexandra? Creață blondă cu ochii albaștri? Zici că e rusoaică. Tu ai văzut-o? Zici că e rusoaică. Lasă-o să desene sau ce vrea. Zici să că e păpușa matrioșca aia mică, roșie în obraj. Nu? Roșie în obraj, tenul alb, alb, da, exact. Iarna, mai ales când am fost la schi iarna asta. Deci era efectiv, zice că e pictată în obraj. Și ochii albaștri, să știi că sunt de la... Nu medicul ginecolog, nu. Dar de la cine? Nu, nu. Nu-mi zice! După publicitate aflăm de la cine are ochii ăștia fabuloși, Alexandra, că de la taică-su, de la maică-sa, clar nu. E, a,
Acum aflăm că doar suntem la acces direct. Rămâneți cu noi după pauză. Pricinica.